Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod pe YouTube aici, până la urmă. Astăzi să vă spun la timp cât eu hotărâsem să fac o chestie anume despre istorie și astea și tot felul de chestii geografice, știți? Și până la urmă m-am gândit să fac acest lucru, scuze că n-am mai postat de aproape 2 săptămâni, dar nu am mai făcut idei. N-am mai am idei, ce să spun. Cu gramatica. Nu am mai am idei, de aceea n-am mai făcut. Iar acum mi-a venit și mie o idee în minte. Așa că astăzi vom vorbi despre Osetia de Sud. O să vedeți care e. Scuze dacă o să se vadă cam ciudat. Adică toată treaba asta. Dar uite. Nu uitați de like și să vă abonați dacă vreți să vă și dacă vreți să transmiteți și altora, dați un share acolo și trimiteți-le și prietenii. Fiți atenți aici. Osetia de Sud, acesta e drapelul Osetiei de Sud. Nu este chiar o țară fel independentă, știi? Deci e mai degrabă un fel de independență de la Georgia, până la urmă mai sunt și Abhazia și Osetia de Nord. Oricum, aceste două trebuie să se unească ca să formeze Osetia întreagă. Deci, ca să vedeți, Osetia de Sud este o republică autonomă din Georgia care și-a proclamat unilateral independența în 1990. Iar independența Osetiei de Sud este sprijinită de Rusia, la fel ca și cea de Nord. Și, după cum am zis și mai înainte, ar trebui să se unească astea. Vedeți ce scrie aici? Vedeți ce scrie aici? Da, nu pot să văd. Oricum, e Republica Autonomă din cadrul Rusiei. Și Rusia își recunoaște independența celor două regiuni. Adică Osetia de Sud și Abhazia. O să vorbim despre asta mai târziu. Da, nu sunt atât de multe detalii, dar ce pot să vă zic este că Osetia asta trebuie să fie unită cu Osetia de Nord, dar ori aparții de Georgia, ori aparții de astea. Dacă toți suntem aici și toți ziceam de Abhazia, până la urmă, hai să dăm și aici la Abhazia. Eu am văzut deja aceste bani. Uitați de drapelul Abhaziei. Ah, și stemă. Ia, ce? Este. Mamă, e lungă. Uite, vedeți după cum v-am zis. Abhazia este o republică autonomă în nord-vestul Georgiei, autoproclamată independentă, situată între țărmul Mării Negre și vestul munților Caucaz. Creată la 4 martie 1921. Dar oricum, ca să știți că ea, cred că ea a devenit independentă, gândește-te. Uitați, Abhazia a devenit Republica Sovietică Socialistă, adică, deci gândiți-vă, deci și-a câștigat din nou independența în 1991 când s-a destrămat. Deci, da, Georgia vrea să preia Abhazia și restul regiunilor astea și Osetia asta, vedeți-te că, da, sunt multe chestii între George, da? Până la urmă sunt independente. Până la urmă... Da. Păi, uitați. Nicaragua. Ia uitați și cum arată mai bine. Și în felul ăsta, vedeți, din asta neagră. Așa. Până la urmă, dacă e să o suntem aici, stai cât, dar e lunii, mă, trece mai, stai să vedem, dacă tot am trecut pe aici, steagul la Abhazia, poate face și o serie de-astea, desenăm steagul și tot felul, că da, sunt pasionat de geografie mai mult, știți, deși fac chestii de gaming și toate astea, muzica asta e perfectă. Cred că videoclipul va fi mai scurt decât credeam.
Și uitați, Steva asta frumoșică a Abhaziei. Ia. Am dat și drumul aici. Deci, vedeți zona asta cu roșu? Vedeți zona asta cu roșu? E aceea e Abhazie. Aici o să te desfut. Da, o grămadă de teritorii. Dacă toți suntem aici, mergem și noi înapoi la Osetia. Eu vreau să vedem mai bine draperul, că am uitat să vi-l arăt mai bine. Uite, vedeți draperul? Uitați, acesta este cu alb, roșu și astea. Deci, seamănă fix cu Arusie, doar că loc de albastru care trebuia să fie la ultima bandă, este galben, desigur. Și stema? Ia, să fim atenți. Cred că stema în limba rusă sau georgiană. Nu se știe exact, eu nu cunosc limbile astea. Da. Ce să zic, nu-s din Rusia sau din RSS. Apropo, poate într-un episod vom vorbi și despre treaba asta. Da. Da. Ok, hai să căutăm acum și o setă de nord, că o să vedeți o surpriză la drapel, dacă nu știați până acum. Uitați, drapelul Osetiei de sud e la fel cu cel al Osetiei de nord, dacă nu vă dați seama. Vedeți? Deci e aceeași combinație. Osetia de sud și astea, dar stema posibil să fie diferită, nu? Aha. Deci e aceeași stemă, doar că nu are inscripția aia la Osetia de sud. Mă, dar de asta ar trebui să se unească cele două, zic și eu. Până la urmă, așa. Da. Ce pot să spun? O grămadă de chestii la Georgia, că se pierd și republici. Dar ce să zic, că greu se recunoaște. Până la urmă, mai avem ceva de căutat aici. Sau mai avem noi ceva de căutat? Ok. Așa. Abhazia. Uitați ce vom face aici. Mă gândesc. Dacă tot suntem aici, poate vom analiza un drapel. Avem ce puțin. Uite, vedeți mai bine cum arată toate. Stai, ce asta? Adzari. Adzharia. Adzharia. Băi, înseamnă că mai e un teritoriu. Adzharia. 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 Bă. Bă, ce, Doamne! Bă! Bă! Am uitat complet! Adjaria! M-am scupat că asta ar fi un vede Republica Autonomă. Nu e inscripționată cu stea cu George, de fapt, este, da. Uitați aici. Se scrie ca la steagul Americii sau... Ar trebui să fie... Se scrie ca la steagul Greciei. Dar ar trebui să fie mai multe. Bezic. Zic. Frate, dar probleme astea geografice. S-o grămadă. Deci...
Vezi, știți și voi aici la streaming independență, că vreau să vă mai multe, că despre asta n-am auzit. Măi, ia, dacă toți suntem aici, hai să căutăm Gior. Georgia. Și să vedem care e toată problema. Uite de ce sunt toate chestiile astea. Uite. Să mergem hare ce... Abhazia. Abhazia. Algeria. Deci există o chestie ciudată. Deci asta... Treaba asta e incredibilă. Până la urmă, asta e nemaipomenit. Deci nu mă așteptam ca Georgia să aibă așa o problemă geografică. Republici autonome. Abhazia și Algeria, dar unde sunt alelate? Două spune mâhare. Avem mâharele. Până la urmă e incredibil. Ia să căutăm la Osetia. Doar Osetia. Osetia. Deci acum aflăm mai multe. Ne? Ha? Ok. NATO nu recun. Bine, acum am... Ok, ai. Ce? România, Georgia și Azerbaijan au semnat o memorie. Crucial în domeniul energetic. Ce? Ciudat. Bizar. Dar vom vorbi despre știrea asta legată de către teritoriile osetiene și toate astea într-un alt episod. Mulțumim că ne-ați urmărit și sperăm să ne vedem data viitoare cu o nouă informație despre acest lucru. Poate astăzi fac partea a doua cu știrile, dacă nu începem cu stegulețele.
vede noi ce facem. Oricum, până aici se sfârșește episodul. Ne vedem data viitoare. Ciao!